mare este Dumnezeu, ce mare e Dumnezeu, nu să facă munți și stele mari, ci să împartă dumnezeirea Lui cu noi, să ia țărâna, să o plămădească într-un chipul și asemănarea Lui, ca apoi să ne cinstească cu numele Lui, să ne pregătească un loc alături de El. Asta cred că este măreția extraordinară, dragii mei. Dar dincolo de asta, ce mare e Dumnezeu să-și lase cerul, să vină să umble în păpucii mei ca să mă poată mântui din noroiul în care deciziile mele m-au adus. Duminica trecută am văzut că am fost creați după chipul lui Dumnezeu ca să fim cinstiți cu numele Lui. Am fost creați după chipul Lui ca să trăim într-o bună zi ca El și cu El. Numele, spuneam, că se leagă de nevoia profundă de semnificație pe care Dumnezeu a săpat-o în fiecare dintre noi. Nevoia de a avea o identitate, de a avea o valoare care e deasupra lucrurilor din jurul nostru. Și în mod special, numele, în ultima instanță, ne va da, ne va oferi un destin. Un destin veșnic cu Dumnezeu sau despărțit de El. Am văzut că istoria biblică se termină pe unii oameni purtând numele fiarei, alții purtând numele lui Dumnezeu pe frunte. Dar numele acesta ni-l facem acum, ni-l alegem acum. Dragii mei, niciunul dintre noi nu poate trece pe lângă această frământare de a-și face un nume. Atenție însă, e mult prea scumpă veșnicia ca să nu faci tot ce poți acum, am auzit în cântare, acolo să porți numele lui Dumnezeu, să fii cu Dumnezeu. Scriptura ne spune că vom fi cinstiți cu numele lui Dumnezeu doar dacă ne trăim viața în ascultare de El. Cu alte cuvinte, nu-L poți respinge pe Dumnezeu întreaga ta viață, făcându-ți de cap, hotărând tu ce este bine și rău, ca într-o bună zi, în prezența Lui, să ai pretenția să fii cinstit cu numele Lui. Vom fi cinstiți cu numele lui Dumnezeu doar dacă ne trăim viața în ascultare de El. Aș vrea să facem un pas mai departe și abia întoarcem pagina în Scriptură de la creație și vedem că omul încearcă să își fure un nume. Aș vrea să înțelegem astăzi că asta nu este o soluție. Numele ți-l faci atunci când îl lași pe Dumnezeu să ți-l facă în termenii Lui, când vrea El și cum vrea El, nu-l poți fura. Degeaba ar veni satana să spună, vei fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, abia după ce l-ai ascultat vei vedea tragedia pe care ai adus-o asupra ta. Dar ca să ai încredere în Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe El. Aș vrea să vă duc înaintea lui Faraon când Moise și Aaron intră în prezența lui și spune, ne-a vorbit Dumnezeul poporului Israel, Dumnezeul evreilor, lasă pe poporul meu să plece, să-mi slujească. Și Faraon, sfidător de pe tronul lui, le răspunde, dar cine este Domnul ca să asculte glasul lui și ca să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi asculta de glasul lui. Așa se întâmplă și cu noi astăzi. Nu-L cunoști pe Dumnezeu, n-are rost să asculți de glasul Lui și nici nu vei încerca. Sunt alte căi mai facile care ți se oferă să ajungi la ceea ce îți dorești. Ca să asculți de glasul Lui, trebuie să-L cunoști pe El. Cine este Dumnezeu ca să asculte de El și nu de șarpe? Ce poate cunoaște omul despre Dumnezeu ca să-L aleagă pe El ca stăpân, ca să-L aleagă pe El ca autoritate ultimă? Aș vrea să veniți cu mine până undeva în Numeri, în acea învârtire, în bucla fărășită a deșertăciunii. 38 de ani, când Moise și poporul, din pricina păcatului, se întorc, se învârtesc fără rost în pustie, până când o generație întreagă moare. Spuneam data trecută că de undeva, din această perioadă, originează cartea Genesa, Exod, Levitic, Numeri, și Deuteronomul este scris în vederea istoriei care urmează. Cu alte cuvinte, cartea Genesa, ca să o înțeleg, trebuie să o privesc prin prisma experienței lui Moise și a generației lui, prin prisma trăirilor, istoriei lor, a umblărilor cu Dumnezeu.
a minunilor făcute în Egipt, a drumului, a trecerii Mării Roșii, a manei căzute din cer, a tuturor minunilor pe care Dumnezeu le-a făcut în fața acelei generații. Veniți cu mine o clipă înaintea ieșirii din Egipt, în capitolul 3, când Moise se întâlnește cu Dumnezeu în rugul aprins. Era în pustie, păștea turma socrului său și Dumnezeu îi atrage atenția prin minunea pe care a făcut-o. În rugul din pustie se coboară focul Domnului, divinitatea, și în felul acesta Dumnezeu îl atrage spre el. Moise a zis lui Dumnezeu, încercând să scape din lațul, din povara, din mandatul pe care Dumnezeu dorea să îl pună pe umeri, să întoarcă în Egipt, să scoate pe poporul său. Moise a zis lui Dumnezeu, când mă voi duce la Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, cine este sau care este numele lui, ce le voi spune? Dumnezeu a zis lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și a adăugat, vei spune copiilor lui Israel astfel, cel ce se cheamă, cel ce se numește, eu sunt, acela m-a trimis la voi. În cartea Genesa, Moise trebuie să-L introducă pe Dumnezeu în toate popoarele din jur. Existau teogonii, istorii ale nașterii zeilor. Citiți, dragii mei, literatura sumero-acadiană și veți vedea felul în care Dumnezeii lor au venit în existență. Spuneți-mi, dacă ai fi fost în locul lui Moise, cum l-ai fi descris poporului tău pe acest Dumnezeu care a zis, eu sunt. Eu sunt. Nici nu mă mir că Moise nu-și bate capul să descrie originea lui Dumnezeu, de unde vine Dumnezeu. Ascultați primul verset din Genesa. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Moise nu se obosește să-ți explice de unde vine, cum a apărut, ci el vine și spune, la început, eu sunt. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Dar Moise a putut vorbi despre acest Dumnezeu din propria lui experiență, dintr-o relație personală cu el. În mijlocul evenimentelor Exodului, Moise l-a cunoscut pe acest eu sunt ca fiind cel ce zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Întoarceți-vă, vă rog, la cele 10 urgii. Observați, la cuvântul Domnului se întâmplă toate. La cuvântul Domnului, toiagul se transformă în șarpe, Nilul în sânge, țărâna în păduchi, cenușa în bube fierbinți, întunericul în zi și ziua în întuneric. La cuvântul Domnului, pentru Moise, acest eu sunt este cel ce zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Cel ce cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și ele vin în ființă, ne spune Scriptura. Dragii mei, când citești istoria creației, poate din punct de vedere științific, îți dau multe bătăi de cap și nu știi cum să le dai de capăt. Și nu ăsta a fost scopul lui Moise să-ți dea răspunsul la toate întrebările moderne sau omului modern. Dar uitați-vă, vă rog, la tiparul pe care l-a trăit Moise. Dumnezeu a zis, și așa a fost, așa e descrisă toată creația, cel ce zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, cel ce cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi, și ele vin în ființă. Pământul era pustiu și gol, peste fața dâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a zis să fie o întindere de ape între apele de sus și apele de jos. Și Dumnezeu a făcut întinderea și a despărțit apele de sus de cele de jos și a numit întinderea cer. Și așa a fost. Dumnezeu a zis să se strângă la un loc apele, să lasă loc uscatului. Și așa a fost. Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, cu sămânță, pom roditori. Și așa a fost. Dumnezeu a zis să facem niște luminători, să lumineze ziua și noaptea, și așa a fost. Dumnezeu a zis să mișune apele de viețuitoare, așa a fost. Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, și așa a fost. Dar Dumnezeu i s-a revelat lui Moise nu doar ca fiind cel atotputernic care zice și se face, poruncește,
ce poruncește ea ființă, ci ca un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care zice și se face, e un Dumnezeu prea sus, prea mare, prea rece, prea deasupra ta să te poți raporta la El. Aduceți-vă aminte când Dumnezeu îl trimite la Faraon pe Moise. Tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Lasă-l pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Nu știu dacă simțiți relația dintre acest Dumnezeu care zice și se face, ci poporul lui. Lasă-l pe fiul meu, pe întâiul meu născut să plece ca să-mi slujească. Dumnezeu este un Dumnezeu personal și de aceea nu mă mir că Moise a continuat istoria creației astfel. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul, peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Un Dumnezeu atotputernic care zice și se face, un Dumnezeu personal care vrea să te ia în relație cu El, să facă din tine poporul Lui, să te pregătească pentru a trăi o veșnicie cu El. Dar observați Dumnezeu acesta, Creatorul, în suveranitatea Lui, El a ordonat creația din acel tohu vabohu, din acel întuneric, din primul verset al Genesei. Dumnezeu vine să tragă granițe, limite clare. În primul rând trage o graniță între lumină și întuneric și a văzut că lucrul acesta este bun. Apoi trage o graniță între apele de sus și apele de jos și a văzut că lucrul acesta este bun. Apoi trage o graniță între ape și uscat. Și-a pus mării, hotar, nisipul, ne spune Scriptura, și-a văzut că lucrul acesta e bun. A pus granițe între diferitele soiuri de viețuitoare și plante. Numai noi oamenii ne jucăm cu ele, având impresia că ne facem un bine și alterarea genetică a universului nostru creează schimbări irreversibile care ne mănâncă și ne distrug. Dar Dumnezeu a zis să dea pământul vegetație sau pom după soiul lor, animale după soiul lor. Și așa a fost. Deci Dumnezeu a ordonat universul nostru punând granițe clare între unele și altele. Dar tot El, ca Dumnezeu, a pus o graniță între bine și rău. Cu alte cuvinte, a ordonat relația noastră cu El, lumea spirituală în care trăim. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Dar, observați granița, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Granița este extrem de clar trasă între bine și rău, între ce-i voie și ce nu-i voie, ce-i pentru viață și ce-i împotriva vieții. În felul acesta, prin granițele pe care Dumnezeu le-a pus, Dumnezeu păstrează ordinea și echilibru în creația sa. Dar păstrează ordinea și echilibru în creația sa și când este vorba de mine, de pacea mea lăuntrică, de liniștea mea, de bucuria mea, de împlinirea mea. Ori de câte ori car granițele lui, dragii mei, totul se dezechilibrează, totul se întoarce împotriva mea. Omul are în fața lui două opțiuni. Să stăpânească pământul în ascultare de Dumnezeu sau să încerce să stăpânească pământul în neascultare de Dumnezeu. Prima opțiune a fost călcată în picioare în grădina Eden și de atunci au trecut milenii. Și noi care avem impresia că am ajuns stăpânii pământului, tremurăm din ce în ce mai tare în adâncurile noastre, văzând lumea pe care am creat-o din toate punctele de vedere. De ce? Nu noi. Dumnezeu zice și se face. Nu noi. El pune granițe între lumină și întuneric, între bine și rău. Noi avem libertatea să o călcăm. Cred că tocmai această libertate pe care ne-a dat-o Dumnezeu a dat posibilitatea șarpelui să vină să ispitească pe femeie. Este foarte interesant că Dumnezeu nu ne este prezentat, El pur și simplu apare în Genesa. Dar la fel de interesant este că nici șarpele nu ne este prezentat, El pur și simplu apare în Genesa. La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Nu știm de unde vine, nu știm încotro se duce. De ce? Pentru că El este, Eu sunt. Ce să spui despre El? Dar șarpele nu este Dumnezeu. Cu toate acestea, Moise nu se obosește să spună, știți, a fost odată
ca niciodată când... Nu, ci pur și simplu el spune șarpele, ăsta este primul cuvânt, el este pe scenă, este în grădină, nu știm de unde vine, nu știm de ce e acolo. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. În mintea noastră îl asociem imediat cu Satana. Dar aici nu îmi spune nimic despre Satana. Îmi spune doar atâta. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu. Uitați-vă la biata femeie așezată dintr-o dată între doi Dumnezei. Dumnezeul adevărat, creatorul celui și-l pământului și pretinsul Dumnezeu, care este o biată viețuitoare, erijată în Dumnezeu, arogându-și dreptul de Dumnezeu. Și cei doi vorbesc acestei femei, Evei. Ea trebuie să aleagă între ei. Spuneți-mi, cum putea omul... Noi acum suntem tobă de carte, de informație, dar atunci era foarte puțin de informație. Nu era Google ca să mergem șarpe, să vedem cine șarpele sau cine Dumnezeu, să vedem cum să aleg între ei doi. Nu puteai face search pe internet ca să afli ceva despre ei. Cum putea omul să facă deosebire între cei doi, să aleagă în mod corect, inteligent, înțelept, șoapta unuia sau șoapta celuilalt? Dați-mi voie să vă aduc înainte un cuvânt al Domnului Iisus Hristos. Matei, capitolul 7, versetele 15 la 20. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochide din mărăcini? Tot astfel, orice pom bun face roade bune, orice pom rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roade îi veți cunoaște. Dați-mi voie să pun în locul pomului bun și pomului rău, să pun pe Dumnezeul cel bun și pe Dumnezeul cel rău. Și să o las pe femeie să cumpănească, să cântărească. E adevărat că omul nu l-a auzit pe Dumnezeu zicând să fie lumină, să fie o întindere între apele de sus și apele de jos, să se adune apele, să lase loc uscatului, să se umple uscatul de verdeață, apele de viețuitoare, văzduhul de păsări, pământul de animale. Omul nu l-a auzit pe Dumnezeu zicând să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Deci de aici nu putea să-l cumpănească, să-l cântărească pe Dumnezeu, să-l cunoască pe Dumnezeu. Dar omul l-a auzit pe Dumnezeu zicând, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți peste peștii mării, păsările cerului, peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. L-a auzit pe Dumnezeu în bunăvoința, în binecuvântarea Lui, oferindu-i de mâncare, provizii, resurse. Iată că vă dau orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are rod în el va fi hrana voastră. Dumnezeu a vorbit în auzul omului aceste cuvinte, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. În ziua care vei mânca, vei muri negreșit. În ziua șaptea, dragii mei, Dumnezeu a trebuit să stea pup în fața lui Dumnezeu și să admire frumusețea binefăcătoare, dătătoare de viață a lui Dumnezeu, a prezenței lui. Asta a fost experiența lui, nu experiența altora. Deci omul avea informație, cunoștință, experiență ca să poată cântări pe Dumnezeu. Iată ce concluzie ar fi putut trage Adam și vreau să vă spun că era mai înțelept ca noi. Noi suntem toți ființe căzute, el a fost creat după chipul lui Dumnezeu, cu facultăți intelectuale inimaginabil mai mari decât ale noastre. El putea să aibă concluzii clare în câteva domenii. Știu că Dumnezeu este creatorul și stăpânul meu și al grădinii, da? Putea spune lucrul acesta. El
I-a vorbit, El i-a binecuvântat, El i-a dat, El l-a oprit. Dumnezeu este creatorul și stăpânul grădinii. El mai știa că este legat de Dumnezeu prin trăsături de familie. Poartă chipul lui, asemănarea lui Dumnezeu. El mai știa că Dumnezeu este un stăpân binevoitor și generos. Dar el știa că în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște limitele, granițele. Așa cum a hotărât granița între tuneric și lumină, hotărât granița între bine și rău. Oare ce-a putut ști el despre șarpe atunci când alegi, de obicei, cumpănești lucrurile? Nu prea-mi place să merg cu norica la piață. Știți de ce? Știți de ce? Până nu colindă toată piața și-au cumpănit toate roșiile și tot ce este acolo și alege ce e mai ieftin și ce e mai frumos, nu vine acasă. De ce? Mi-am un roman de citit. Dacă trebuie să merg la piață cu ea sau mă duc și cumpăr singur. Ei, omul putea face cel puțin atâta, să ia ce știa despre Dumnezeu și ce știa despre șarpe, să le cântărească pe cele două și să ia o decizie. Ce putea să știe despre șarpe? Ascultați textul. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia răspunde șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dacă m-aș opri la textul acesta, uitați-vă ce concluzie aș fi putut trage eu cu mintea mea strâmtă și mică legat de șarpe. Șarpele este o creatură și nu m-aș mira dacă omul însuși l-a numit. În capitolul 2. El a dat numele la toate fiarele câmpului. Probabil că și șarpele a defilat prinaintea lui. Era o creatură. În al doilea rând, în comparație cu Dumnezeu, el n-a făcut absolut nimic pentru om. N-a făcut nimic pentru el. Dumnezeu a făcut totul pentru el. E adevărat că folosea și el cuvântul ca Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis și șarpele a zis. Dar șarpele n-a folosit cuvântul să creeze ceva. Și șarpele a folosit cuvântul ca să strice lucrurile existente, ca să strice cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând. Întrebarea mea, întrebarea noastră este, cum putea un om creat după chipul lui Dumnezeu să facă o alegere atât de proastă? Când trebuia să aleagă clar între unul și celălalt și ați văzut cu mintea noastră strâmtă, cum am fi putut analiza pe cei doi? Cred că greșeala femeii a fost să nu-și ia oboseala să compare pe unul cu celălalt, dacă ar fi făcut-o. Alegerea ei ar fi fost mai inteligentă. Uitați-vă o clipă la chipul lui Dumnezeu în noi. Și femeia îl poartă ca bărbatul și ei împreună într-un chip plenar. În primul rând este nevoia sau relația cu Dumnezeu, apoi este nevoia de semnificație sau relația cu noi înșine, și apoi este nevoia de comunitate sau relația cu semenii. Observați pe unde a venit șarpele la femeie și până în ziua de astăzi. Cei care ați avut și băieți și fete, știți diferența uriașă dintre ei. Nici nu se naște bine o fată și de-aia în păpucii mamei și cu fularul mamei și cu geanta mamei și cu rujul mamei și cu bijuteriile mamei și cu toate cele. Nici nu iese bine din găoace. Nevoia de semnificație, nevoia de a plăcea, de a trage atenția. Și șarpele a știut unde să bate, la ce ușă să bate, la nevoia de semnificație a femeii. Dar dacă vă uitați o clipă la alegerea ei, avea pe Dumnezeu și pe șarpe și trebuia să-i compare pe unul cu celălalt. Ea nici măcar nu-și bate capul cu așa ceva. Ochii ei s-au pironit asupra pomului și a dorințelor ei, a uitat de divinitate complet și deliberarea ei a venit față în față cu pomul și cu fructul oprit. Preocuparea femeii a fost să aleagă calea cea mai scurtă, cea mai facilă pentru împlinirea nevoii
Ei de semnificație. Cu Dumnezeu, fără Dumnezeu, nu mă interesează. Important este să ajung la ce doresc. Dar nu s-au schimbat multe în univers, nu-i așa? Lucrurile sunt cam la fel și astăzi. Femeia a văzut, observați, este complet pierdută, a uitat de cer, a uitat de Dumnezeu, este ea și pomul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. Și a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat și el. A mâncat și el. Istoria căderii. Ceea ce e foarte interesant este că naratorul prezintă într-un mod extrem de lapidar căderea bărbatului. Ascultați încă o dată ce s-a întâmplat. A dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul a mâncat. Și el. Nu tu discuții, nu tu certuri, nu tu dezbinări, nu tu... O foarte bună înțelegere în prima familie de pe planetă, a mâncat și el. Dar dacă mă uit la felul în care a căzut bărbatul, este o diferență între un bărbat și o femeie. Dar chipul lui Dumnezeu îl definesc pe aceste trei paliere, nevoia de Dumnezeu, de semnificație și de comuniune. Femeia a fost ispitită prin nevoia ei de semnificație. Bărbatul este ispitit prin nevoia lui de comuniune, de comunitate, de relații. Uitați-vă la istoria acestei planete. Cine a inventat zicala, mâna care mișcă leagănul conduce lumea? Well, nu eu. Nu eu. Dar toate compromisurile, la toate nivelurile s-au întâmplat în același fel de-a lungul istoriei. Toate compromisurile. Cu alte cuvinte, bărbații îl vând și pe Dumnezeu pentru a mărâta de femeie. Și pe Dumnezeu. Asta a făcut Adam. El a stat între Dumnezeu și femeie. Nu știu cât a deliberat. Scriptura, ați văzut, este foarte lapidară în primele 11 capitole, pentru că ne duce exact la ceea ce vrea să ne spună, ce se întâmplă când relația omului cu Dumnezeu se rupe. Nu povestește prea multe altele în primele 11 capitole. Dar bărbatul a stat între Dumnezeu și femeie. Nu știu cât a cumpănit, nu știu ce a făcut, textul este supărător de lapidar. A dat și bărbatului ei, a luat și a mâncat și el. Și foarte interesant este că Biblia spune era lângă ea. Lângă ea. Merita o palmă. Nu, nu-i frumos, am spus Eva. Dar poate că am fi scăpat de o mulțime de lucruri. Era lângă ea. Și fără niciun fel de probleme îl vinde pe Dumnezeu pentru ea. Când relația noastră cu Dumnezeu se rupe, ne desfacem tot, dragii mei, absolut tot. Totul se duce pe apa sâmbetii. Noi avem impresia că fără Dumnezeu ajungem mai repede la împlinirea dorințelor noastre. Dar ceea ce n-am învățat de la o istorie întreagă este că șarpele este tatăl minciunii. Nimic din ce spune nu e adevărat. Îți promit o pâine albă, va fi mucegăită până ajunge la tine. Îți promit o slujbă bună, vei fi cerșetor când ajungi la ea. Nimic nu e adevărat din ce spune el. Când relația cu Dumnezeu se rupe, nevoile noastre imediate rămân neîmplinite și noi vom pătimi, dar e prea târziu. Căderea bate la ușă, la ușa inimii tale, la ușa inimii mele. Întotdeauna când punem nevoile noastre imediate mai pe sus de nevoia noastră de Dumnezeu. Uitați-vă la Eva. Dacă s-ar fi uitat la cei doi Dumnezei și ar fi comparat doar din puținul care îl știa despre ei, și un copil ar fi ales corect. Dar ea rupe relația cu Dumnezeu din start, stă ochi în ochi cu pomul și cu fructul oprit și deliberează vis-a-vis de nevoile imediate, de nevoia de semnificație. La fel face și bărbatul. Uită de Dumnezeu și deliberează în funcție de voia lui, de comuniune, de comunitate. Dacă urmăresc textul din Genesa, descoper trei pași spre cădere. Aș vrea, dragii mei, să țineți cont de ei, pentru că ispita vine întotdeauna în același fel la fiecare dintre noi.
Primul pas este ignorarea lui Dumnezeu. Atât de drag ții pomul încât uiți de el. Această uitare de Dumnezeu am numit-o ignorarea lui Dumnezeu. Apoi vine pasul al doilea. Când l-ai ignorat pe Dumnezeu, cineva trebuie să delibereze. Cineva trebuie să fie Dumnezeu, să tragă granița între lumină și întuneric, între bine și rău. Cine să o facă? Numai tu poți să o faci. Și asta este imitarea lui Dumnezeu. Iar rezultatul este înlocuirea lui Dumnezeu. Este pasul al treilea. Aș vrea să plec prin istoria Evei cu cei trei pași. Dumnezeu este în primul rând ignorat de Eva. Ea a cunoscut porunca, a cunoscut și consecințele ei, face o teologie fantastică, încă are și de completat. Și a zis, nici să nu ne atingem de el, ca să nu muriți. Cu alte cuvinte, a dus-o până în legalism, ca să facă din poruncă ceva ce îi urât și vrednic de călcat. Deci ea a cunoscut porunca lui Dumnezeu, dar nevoia de semnificație a făcut-o să-L ignore pe Dumnezeu, să-L pună deoparte pe Dumnezeu. În al doilea rând, ea îl imită pe Dumnezeu. Eva și-a rogă dreptul de a hotărâi ea însă ce este bine și ce este rău. S-a uitat la pom și a zis, cred că e bine să iau din fructul respectiv, pentru că e de dorit să deschidă cuiva mintea, ochii, mintea, să-L facă ca Dumnezeu. Și ea a terminat înlocuindu-L pe Dumnezeu, alegând să asculte de șarpe, nu de Cel care a creat-o. Observați, în primul rând, îl uit, îl ignor pe Dumnezeu, apoi îl imit pe Dumnezeu, pentru că trebuie să iau locul Lui, ca să hotărăsc ce e bine și ce e rău, și fără să-mi dau seama, nu eu sunt Dumnezeu, ci cel ce m-a ispitit și l-am înlocuit cu celălalt Dumnezeu, cu Dumnezeul veacului acestuia. Consecințele înstrăinării de Dumnezeu, o să spași spre cădere, dar rezultatul, consecințele înstrăinării sunt catastrofale. Nu uitați, când chipul lui Dumnezeu în noi este spart plecând de la relația cu Dumnezeu, murim în relație cu noi înșine și se strică relația cu semenii noștri. Cu alte cuvinte, înstrăinarea de Dumnezeu duce la înstrăinarea de sine și de semeni. Iar împăcarea cu Dumnezeu ne aduce la regăsirea de sine și la vindecarea relațiilor dintre noi. Aceasta este o lege pe care nici unul dintre noi nu o poate evita. În Genesa 2:25, istoria creației se termină așa. Omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Interesant, în tot textul creației, această goliciune este reluată de câteva ori în text. Și te întreb de ce? În niciun caz, pentru conotațiile sexuale pe care mintea bolnavă a omului din secolul nostru o dă unor astfel de texte, ci ca Biblia să ne vorbească despre echilibrul lăuntric, despre această pace lăuntrică pe care oamenii o aveau, creați de Dumnezeu, acceptând voia Lui, împăcați cu ei înșiși, împăcați cu cel de lângă El. În pace cu Dumnezeu, în pace cu mine, în pace cu semenul meu. Asta vrea să spună textul. Genesa capitolul 3, versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi. Dar observați ceva s-a întâmplat și puțin mai sus erau goi, dar erau în pace cu Dumnezeu, în pace cu ei înșiși și în pace cu semenii. Iar acum, când au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și au făcut șorțul din ele, ce s-a întâmplat cu omul? În mod clar, echilibrul acela lăuntric a fost frânt, rupt, part. Ceva în adâncul lui s-a frânt. Dar ceva în adâncul lui s-a frânt, nu uitați, din pricina faptului că s-a frânt mai întâi relația cu Dumnezeu, prin trecerea graniței, prin redesenarea limitelor pe care Dumnezeu le-a pus în univers. Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei. Omul și nevastă sa s-au ascuns de fața Domnului, creat după chipul lui Dumnezeu, ca să te bucuri, să te oglindești de El, a uitat de prima zi de sabat în care s-au bucurat de prezența dătătoare de viața lui Dumnezeu și acum se ascund de fața Domnului printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină
Și mi-a fost frică. Frică. Mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Eram gol nu doar pe din afară, eram gol pe dinăuntru, eram gol în relația cu tine, m-am pus în vrășmășie cu tine din pricina ascultării mele. Domnul Dumnezeu a zis, ce ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Uitați-vă ce se întâmplă mai departe. Omul a răspuns, femeia pe care ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Parcă văd pe Avram în Egipt, când viața lui era în pericol, chipurile, a dus la nevastă și a zis, știi ce spune că nu ești nevastă mea, ești sora mea. Și când au venit să o ia, s-a uitat la ea, mă duc, n-a zis nimica, lașul, tot locul. Ceva asemănător s-a întâmplat și aici. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine, ea mi-a dat de mâncare. Ce-o fi zis nevastă ta? Trebuia să mă oprești, erai lângă mine. Nu ai făcut nimica, ai dat cu limba în gură. Dar mai mult, uitați-vă la acuzația pe care o aduce lui Dumnezeu. Femeia pe care mi-ai dat-o tu ca să fie lângă mine, ea mi-a dat și am mâncat. Observați ce s-a întâmplat. Rușine, frică, fugă de responsabilitate. Cum se desface omul din pricina ruperii relației cu Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele, fugă de responsabilitate. El m-a măgit și mi-a dat să mănânc. Când relația cu Dumnezeu se rupe, totul se rupe, totul. Aș vrea să vin în Noul Testament și să citesc doar ceva din capitolul 1 din Roman, să vedeți cum prezintă Pavel căderea omenirii. În primul rând, el ne spune că și noi, ca Eva și Adam, avem suficiente cunoștințe despre Dumnezeu și despre șarpe ca să alegem corect. De aceea nici unul dintre noi nu se poate dezvinovăți. Nici unul nu va putea veni la judecată să spună, Doamne, te rog frumos, așteaptă să mă apăr. N-am avut suficientă informație. Aș fi luat o decizie corectă dacă mi-ai fi dat mai multe informații. Nu e adevărat. Dumnezeu ne spune că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Există trei pași spre cădere. Imitarea, ignorarea lui Dumnezeu, imitarea lui Dumnezeu și înlocuirea lui Dumnezeu. Să știți că în toată istoria, căderea a urmat întotdeauna pașii aceștia. Ascultați-l pe Pavel, făcând o analiză a istoriei. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Au fost foarte multe prune în anul acesta, cel puțin grădina noastră. Îmi pare rău că n-am avut purcei să le mănânce de pe jos. Dar dacă vreodată veți ajunge sub un prun cu prune coapte și veți avea niște porci sub pom, scuturați-l bine. Și vedeți dacă vreunul dintre ei și ridică ochii să vadă de unde vin prunele. Asta spune textul. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu? El ne dă viața și suflarea. El ne dă pâinea și tot ce avem pe masă. El ne dă sănătatea. El ne dă aerul. Dar nu l-am proslăvit ca Dumnezeu, ca sursa tuturor acestor lucruri, nici nu i-am mulțumit. Ci s-au dedat la gânduri deșarte. Inima lor fără pricepere s-a întunecat. Am ignorat pe Dumnezeu și am rămas cu gândurile mele deșarte. Inima mea s-a întunecat. Imitarea lui Dumnezeu s-a ofălit că sunt înțelepți. Că știu granița între bine și rău. Că ei vor face alegerea bună. Textul spune, au nebunit. Înlocuirea lui Dumnezeu. Au schimbat slava lui Dumnezeu. Slava Dumnezeului nemuritor. Într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. În grădină, șarpele.
în zilele noastre orice altceva. Care sunt consecințele? Când relația cu Dumnezeu se rupe pentru că l-am ignorat, pentru că l-am imitat și pentru că l-am înlocuit, dragii mei, consecințele sunt fatale. Relația cu mine însumi se rupe, relația cu semenii se rupe. Cu alte cuvinte, intru într-o degringoladă, într-o vrie morală și într-o vrie socială de nereparat. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Au ajuns ei în ei înșiși, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, o troacă de porci, mizerie înăuntrul nostru, în gândurile noastre, în viața noastră, plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de lăutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitor, bârfitor, uritor de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitor de rele, neascultător de părinți, fără pricepere, călcător de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Spuneți-mi, mai încape ceva în paharul nelegiuirilor noastre? De unde vin toate acestea? Dintr-o singură decizie, a ne rupe de Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu pentru mine însumi. Dar ascultați și uitați-vă la societatea în care trăim. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vredniși de moarte, ei totuși nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Cu alte cuvinte, am legiferat răul și ferească Dumnezeu să te atingi de răul din lume pentru că faci pușcărie. Pentru dorința ta de neprihănire faci pușcărie, pentru dorința ta de a păstra viața faci pușcărie, pentru dorința ta de a spune adevărul faci pușcărie. Asta este lumea în care trăim. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu ca să fim cinstiți cu numele Lui. Dar vreau să vă spun, numele Lui nu se fură. Odată în grădină, ca să porți numele Lui, trebuie să aștepți ca Dumnezeu să ți-l facă. De aceea stai implicat în alergarea de zi cu zi. N-ai nicio șansă să scapi de ea. Câte vreme trăiești în trup, trebuie să te scoli dimineața, să mergi la servici, trebuie să stăpânești planeta aceasta, să ții sub control bucătăria ta, grădina ta, casa ta, tot ce ai, să ții sub control. Câte vreme trăiești? Singura întrebare rămâne, cum o faci? În ascultare de Dumnezeu spre slava Lui sau în neascultare de Dumnezeu spre slava ta? Aș vrea să închei o ultimă observație. Noi toți știm că după cădere a urmat blestemul. Omul a întins mâna, a dat și bărbatului ei, a venit Dumnezeu, a judecat șarpe, bărbat și femeie și a dus blestemul peste planeta aceasta. Ce interesant este că blestemul nu cade peste om, ci blestemul cade peste pământ. Blestemat este pământul cu sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea. Blestemul cade peste șarpe. E adevărat, durerea crește, cu durere vei naște prunci, dorințele tale se vor ție după bărbatul tău. Dar este ceva în această judecată care mie îmi blochează mintea. Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Amin? Amin. El a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Nu știu cum și nu știu de ce Dumnezeu își calcă propriul său cuvânt. Și în loc să omoare pe Adam și Eva, toarnă har peste ei. În primul rând, harul vieții. Câte vreme trăiești în trup, câte vreme se mai zice astăzi, mai poți lua decizii, te poți ridica din căderea ta. Și Eva, dragii mei, spre slava lui Dumnezeu, din pricina milei lui a făcut-o. Când se naște Set, după ce trece prin trauma morții fiului ei, a lui Cain, a lui Abel, și alungarea lui Cain din prezența lui Dumnezeu, rămâne ea și bărbatul ei. Probabil că și-au analizat de zeci de ori viața și deciziile și acolo în durerea ei când se naște Set, se prinde cu amândouă mâinile de promisiunea lui Dumnezeu. Poate acesta
a împlinit promisiunea. O întreagă generație, o întreagă comunitate de oameni se naște din pricina faptului că Dumnezeu în ziua aceea, în loc să trăznească prin dreptatea Lui, a ales să ia asupra sa pedeapsa. Se lasă să moară un nevinovat în locul lor, să-i îmbrace în haine de piele și să-i alunge din prezența Lui, să le dea vreme de pocăință. Extraordinar Dumnezeu! Dragii mei, chiar dacă ai ales să-L înfrunți pe Dumnezeu, chiar dacă ți-ai luat viața în propriile tale mâini și ai gustat amărăciunea căderii, întoarce-te înapoi în Genesa și oprește-te înaintea lui Dumnezeu și vei vedea bătăile inimii Lui față de tine. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului. Dorește să se întoarcă de la păcatele lui și să trăiască, să trăiască. Adam, Eva, Set, Enos, și o linie întreagă de oameni care au umblat cu Dumnezeu și unii au fost luați la Dumnezeu. Pentru că acolo, în mijlocul căderii, harul lui Dumnezeu a atins inima femeii și a bărbatului și a întors spre Dumnezeu. De altă parte, l-aveți pe Cain. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Uitați-vă cum sfidează pe Dumnezeu, cum fuge din fața lui, cum îți zidește cetatea, cum trage după el o comunitate întreagă care are impresia că prin realizări și efortul personale ajung la împlinirea nevoilor mele lăuntrice. În fața unui astfel de Dumnezeu, invitația este clară. Dragii mei, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți suntem vinovați de alegeri proaste, ca și Eva. Vreau să vă spun că există har, există posibilitatea întoarcerii la El. Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, a pregătit pe însuși Fiul Său să moară în locul nostru, ca să ne poată oferi viața. Alege viața.